Universitatea din București, cât și de dumneavoastră din Cluj, pentru încadrarea foarte bună care avem în prezentările și întâlnirile geospațiale. Ca o prezentare generală, acest sistem se adresează evenimentelor nefericite, care până acum au fost foarte puține. Dorim și beneficiarul de Romața să utilizeze foarte puțin această aplicație, pentru că ea ce face, gestionează resursele în situațiile de accidente cu direcție principală pe aviație. Romața, ca și instituție, este parte din comunitatea europeană, dar și mondială, pentru dirijarea traficului aerian și administrarea serviciilor aeriene, cu sediul București, dar cu zone teritoriale împărțite în 12 locații, în principal în zonele aeroportuale din tot teritoriul României. Iar ca principală atribuție a dânșilor este traficul aerian la nivel național. Nevoia pentru această aplicație a venit ca o directivă de la unitățile și corurile superioare la nivel mondial și european, care doresc existența unei aplicații și coordonarea de resurse într-un timp foarte scurt pentru a salva cât mai multe vieți în cazul unor evenimente nefericite pe plan aviatic. Beneficiar Romața, birou, în special birou de search and rescue, există un birou special în cadrul instituției, search and rescue, care comunică foarte bine cu toate instituțiile din teritoriu pe planul intervențiilor în situații de urgență. Aici precizez ISU și toate cadrele care vin împreună cu acesta. O să fac o definire cât mai scurtă a aplicației. Ea este foarte tehnică din punct de vedere al algoritmelor folosiți și a calculelor care sunt folosiți pentru a determina poziția de prăbușire a aeronavelor. Că deja aici intrăm în detalii tehnice. Aplicația va presupune o poziție în care avionul a căzut de la ultimele informații care s-au primit de la acesta. Informație spațială prin coordonate geografice venite direct în satelit, comunicații radio cu aeronava, care ulterior sunt dispuse la nivel de parametri în interiorul aplicației, urmând a se folosi de asemenea foarte mulți parametri aeronautici de vânt, direcție, altitudine și așa mai departe, care sunt luați în calcul în cadrul aplicației pentru a determina poziția în care avionul a căzut la sol. Din momentul în care avionului se determină o poziție la sol, sunt demarate toate resursele pentru a se interveni într-un timp foarte scurt, pentru a obține rezultate cât mai bune sau încercarea de a salva cât mai multe vieți posibile. O să merg în paralel prezentarea dumneavoastră, dacă sunteți de acord, eu o să explic cerințe și capacități ale acesteia sunt descrise în slide. Ca tehnologie, a fost o infrastructură dedicată pentru acest proiect, constând în servere foarte bune la nivel tehnologic. Tehnica medică nu vă rețetă. Foarte prompt din partea instituțiilor cât și a utilizatorilor.
instalarea aplicației și serviciilor hardware în locații militare și civile. Această aplicație nu este folosită doar de partea civilă a instituției, e folosită foarte mult și pe partea militară. Din păcate, nu putem să facem publice aceste informații, doar să știe că se poate folosi și în partea militară și are modul de partea militară. Integrare cu serviciul de urgență 112, care este un serviciu la fel pus la dispoziție de pe compania noastră și deocamdată nu face obiectul acestei prezentări, dar doar îl amintesc. Și o soluție software competitivă. Aici, la soluție software competitivă, am evidențiat soluția folosită de către noi, John Sandberg, Fosile Schier și OpenAI pentru dezvoltare. Central Romanța București, prin birou de Search and Rescue. Operaționalitatea se face ulterior în teritoriu. Romanța nu dispune de infrastructură de intervenție. Practic, rolul lor este de a administra, de a transmite informațiile către instituția care poate interveni în teren. Parte de comunicare, de VoIP și stații TETRA, echipamente TETRA. Componenta de GIS, care o să vedem puțin mai încolo, este un modul destul de mic, dar foarte, foarte eficient pentru evidențierea zonei din teren. Parametri de calcul și arhitectură tehnică în cadrul aplicației și partea de hardware. Ca și parametri de căutare, sunt folosiți definirea arii de căutare, definirea rutelor, definirea modurilor de căutare. Deja aici intrăm destul de mult în detalii tehnice ale aplicației. Calculul parametrilor planificați sunt în conformitate cu normativele aeronautice mondiale și europene. Nu este diferență între ele. Practic, în Europa sunt puțin diferiți față de alte țări. Dar prea puțin. Și documentația conform cărea acesta se administrează este IMSAR. Definirea de căutare, aplicația, în momentul în care primește un semnal că ar fi o situație de criză, poate defini mai multe zone posibile pentru căutare. Ce este avantajos în România? Fiind o suprafață teritorială relativ mică, iar zonele populate sunt foarte dese în interiorul teritoriului, incidentele aviatice se observă foarte mult și de către locuitori, de către oameni din teritoriu. Nu sunt situații cum ar fi în Rusia, în Nordică, unde un avion prăbușit nu poate fi văzut de nimeni pentru o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Aici, ca și în ultimul incident care a fost, din păcate, în Delta, aplicația a înregistrat și a intervenit pentru gestionarea resurselor, la tot ce a făcut un elicopter. A fost văzut prima dată de pescari. Și au anunțat serviciul de urgență 112, iar în perioada au venit și echipele pentru intervenție.
Este un timp foarte, foarte scurt al intervenției în situație de urgență. De la momentul în care aparatul dispare de pe radar, în 2 minute, ISU județean primește informare că este posibilă o alertă zonală și ar trebui să-și pregătească resursele. Ulterior, în alte 3 minute, confirmarea va spune dacă este situația de intervenție sau nu. Modul de hartă. Modulul de hartă conține, din păcate, date nu libere, pentru că instituția, pentru a obține astfel de informații, a avut un buget alocat și avea un nevoie de informații foarte precise și destul de actuale, pentru care s-a intervenit la nivel de actualizare a datelor existente. În momentul de față lucrează pe imaginile aeriene 2005-2006, actualizate 2008-2009 și are o acoperire la nivel național. De ce se bazează modulul de căutare? Folosește foarte mult vectorii de trafic aerian pe teritoriul României, care vedeți în imaginea care eu am încercat să o fac cât de clar posibil. Aeronavele la nivelul spațiului aerian român au cam această direcție de traversare și de deplasare. Iar ca și evenimente posibile, aplicația calculează algoritmul în funcție de acești vectori. Așa încep să fie completate informațiile în cadrul aplicației și pentru a obține o definire a ei de căutare. De la capul, de la toate informațiile tehnice ale aeronavei, lungime, înălțime, cât combustibil are la bord, să se știe cam care ar fi riscul de explozie, riscul de incendiu, capacitatea incendiului la sol în momentul în care acesta ar exploda, direcție de mers, erori, că mai apar și erori în poziționarea aeronavelor, poziție cunoscută sau mai multe poziții cunoscute care pot determina o direcție a aeronavei, până la pierderea semnalului cu aceasta. După ce toți parametrii sunt introduși în aplicație, se obține o arie de căutare definită sub forma care o vedeți dumneavoastră. Poate fi nu aceeași figură geometrică, poate fi și sferică, poate fi și trapezoidală, depinde de parametrii introduși și de evenimentul fiecare eveniment parte. După ce se obține un astfel de raport, iar niște informații, deci după ce obține raportul, acesta se înaintează prin rețeaua STS-ului direct către instituțiile din județ, respectiv ISU, și acestea intervin în, în zona delimitată de către autoritate. De asemenea, aplicația poate facilita și accesul către zone prin definirea de rute, se calculează rutele de acces, folosind, bineînțeles, aplicațiile GIS existente, pentru a obține o informație cât mai corectă, cât mai rapidă pentru intervenție în timp scurt. De asemenea, definiția de rute. Scenariul de căutare. Fiecare prăbușire în parte, fiecare eveniment în parte poate fi diferit. Și de aceea, autoritatea, conform reglementărilor existente, emite scenarii de căutare pentru fiecare eveniment în parte. De asemenea, se fac estimări de bugete, estimări de resurse, pentru a avea o imagine cât mai clară și o definire cât mai bună a evenimentului. N-ar fi posibil fără o harta probabilităților. Pe lângă toate atributele care sunt adăugate în aplicație, o probabilitate este ca avionul să fie într-o anumită direcție. Și sunt celule cu lungimea de, cu suprafață de frumente pe kilometru, în care avionul are probabilitatea cea mai mare să se găsească. În momentul de față, probabilitatea cea mai mare a avionului să fie depistat este în zona centrală, evidențiată în, cu probabilitate de 57,91% și direcția de departare este sud-est, practic.
probabilitatea de detecție se face prin procedeul POT. Average Probability for Detection, unde sunt introduse informații tehnice despre direcția de și deviația aeronavei față de vectorul inițial. Astfel se calculează într-un procedeu foarte complex poziția aeronavei. Efortul de căutare în zile, în ore, în echipamente, în oameni, de asemenea este gestionat pe interiorul aplicației. Modele de căutare cu implicarea foarte mult a resurselor din internet. Este nevoie de foarte multe situații când review este destul de accidentat, pentru a se forma o imagine clară a zonei de intervenție, un zbor rapid de la cel mai apropiat aerodrom și o survolare a zonei în situația în care poziția nu este exact cunoscută, prin a se determina o zonă mai limitată în vederea căutării și intervenției. În situațiile date, elicopterele sunt cel mai bun modalități de a interveni. Se survolează zona inițială, zona de căutare extinsă, care e furnizată de aplicație. Ulterior zborului, pilotul, dacă are vizibilitate foarte bună și poate interveni, anunță dispeceratul și sunt alocate resursele către o zonă specifică. Toate aceste operațiuni se întâmplă într-un timp foarte scurt, tocmai prin a respecta exact toate standardele care sunt cerute de polurile europene. Mulțumesc!